Mulțumesc că chiar mi-am dorit să fiu omul zilei în județul Botoșani, în județul Iași, am fost semi-omul zilei, cum spuneau cei din presă. La Botoșani m-am transformat în semidan din prefericitul, fost prefect, da? Domnule președinte, domnule prefect, domnule vicepreședinți, domnule senator, stimați colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru primirea făcută și pentru bunăvoința și felicitările pe care mi le-ați adresat. Vreau să vă asigur că în continuare voi încerca, așa cum am făcut întotdeauna, să-mi pun la dispoziția instituției prefectului experiența și tot ce am eu mai bun pentru ca această instituție să fie într-adevăr o instituție emblematică pentru județul Botoșani, o instituție deschisă către cetățeni și către locuitorul județului Botoșani. Aș vrea cu această ocazie să vă urez sărbători fericite, un sincer la mulți ani. Mă îndoiesc că vom mai avea ocazia să ne vedem anul acesta în această formulă. Mă mulți ani și domnește!